Hadi, când ai început fotbalul și la ce vârstă? Am început fotbalul la Academia Hagi, la vârsta de 6 ani jumate. Cine te-a adus prima oară la stadion? Tatăl meu m-a îndrumat spre acest drum. Tu în familie l-ai avut și pe fratele tău și el tot atacant, te-a inspirat de la el să practici tot fotbalul? Da, m-am inspirat, are o tehnică bună și vreau să-i calc pe urme și de ce nu o să ajung mai bun ca el. El a îmbrăcat și el tricoul farului la seniori, tu speri să realizezi același lucru și să-i depășești performanțele? Da, vreau să-i calc pe urme, să devin și golgeter cum a fost el, doar că în Liga 1. Cum a fost pentru tine perioada la Academia Hagi atunci când erai mic? Era greu să te adaptezi programului? Era destul de greu, că era și școală, eram mic, dar m-am obișnuit și am ajuns cât mai mare și am atât. Primul tău antrenor la Academia Hagi, cine a fost? Domnul Florin Burcea. De la echipa de seniori a Farului, ce jucător urmărești în mod special? Pe Hefte, că îmi place de el că dă foarte multe goluri, și de Cioban îmi place. Pe plan internațional, jucătorul favorit? Lionel Messi. Care sunt calitățile lui care te impresionează? Îmi place cum controlează el mingea, are un control foarte bun și acele execuții. În actualul sezon ai avut evoluții foarte bune în Liga Elitelor, în Cupa României, la Under 17, un sezon dificil pentru voi? Da, un sezon foarte dificil, sunt fericit că am avut evoluții bune, am mai avut și evoluții mai puțin bune, dar trebuie să-mi ajut echipa și să câștigăm toate meciurile. Îți mai amintești cumva meciul în care ai reușit cele mai multe goluri? Cred că am jucat aici acasă contra CSEA Steaua și am dat un hat-trick. Cum este la lotul național acolo unde sunteți foarte mulți jucători de la Academia Hagi? Da, Academia produce foarte mulți jucători, este bine că suntem cât mai mulți pentru că ne înțelegem mult mai bine. Ceva amintiri spectaculoase atât de la turneile la care ai participat cu Academia Hagi și de la lotul național? În Croația, când am fost lotul național, am luat locul 2, am jucat contra Croația în finală și a fost o echipă foarte bună, ne-au dominat o meciul și la Academie nu prea am participat la turnee. Cât de greu este să împaci și școala și fotbalul, ținând cont de programul încărcat? Este destul de dificil, dar trebuie să ne obișnim că sunt importante amândouă. Visul tău în fotbal care este? Să debutez mai întâi Liga 1 și după să ajung la o echipă de top în afară. Pentru acest final de sezon vin meciurile decisive, atât în campionat cât și în cupă? Da, vin meciurile foarte dificile, ne așteaptă o semifinală destul de grea, acum duminică, dar trebuie să abordăm ca atare și trebuie să câștigăm meciul. Mult succes și să aduceți toate cele 3 trofee la finalul actualului sezon. Mulțumim frumos!